Binecuvântat să fie Dumnezeu! Amin. Dragii mei, e ultima mea ocazie să mă adresez dumneavoastră, asta fiind ultima sesiune. Și în introducere vreau să spun câteva lucruri. În primul rând vreau să mulțumim lui Dumnezeu pentru părtășia aceasta frumoasă. În al doilea rând vreau și eu să-mi exprim recunoștința față de surorile care ne-au pregătit mâncare. Apoi vreau să apreciez întâlnirea aceasta, care este o parte a viziunii conducerii bisericii. Cred că este bine că faceți parte dintr-o biserică care organizează astfel de evenimente, care ies puțin din obișnuit și care vă dau posibilitatea să vă concentrați pentru două zile, așa cum a fost acum, asupra unui subiect care este destul de intim, de personal și de privat. Cred că lucrul acesta aduce multă calitate bisericii, membrilor și familiilor bisericii. Eu îl cunosc pe fratele Cosmin de mult timp și asemenea celorlalți păstori și din bordul Uniunii și nu neapărat, avem o părere foarte bună despre el. Este un slujitor tânăr, dar este un om duhovnicesc, un om care predică bine, care are o învățătură curată, un om blând. Și cred că lucrul ăsta se constituie într-o mare binecuvântare pentru biserică. De asemenea, deși a locuit mult timp în Chicago, fratele Gabi, sora Maria, nu i-am cunoscut de aproape. Ocazia aceasta de a fi găzduiți de dumnealor m-a ajutat să-i cunosc și i-am apreciat ca pe niște oameni cu multă dragoste față de lucrarea Domnului, față de frați, cu atitudine blândă, plăcută. Și mă bucur tare mult pentru că probabil pe lângă dumnealor mai sunt și alții în conducerea bisericii și nu neapărat oameni duhovnicești, oameni echilibrați, oameni de bine, care slujesc biserica lui Dumnezeu. Dumneavoastră știți că eu nu vă cunosc, dar mă bucur mult că am fost aici, am avut o experiență foarte plăcută și sper din inimă să ne mai revedem și Dumnezeu să ne mai ofere ocazii în care ne închinăm împreună. Vă mulțumesc frumos pentru felul în care m-ați primit, pentru dragostea cu care m-ați ajutat să mă simt bine aici, în mijlocul dumneavoastră, m-ați salutat, mi-ați zâmbit, să nu vorbesc de găzduire, de masă și de celelalte lucruri. Acum, fiind ultima sesiune, mai putem să vorbim puțin despre câte ceva. Am încercat aseară să vorbim despre rolul nostru de părinți și despre, am spus câte ceva despre responsabilitatea asta de a ne crește copiii în așa fel încât să-i ajutăm cât mai mult să se formeze pentru viață. Astăzi am încercat să spun câte ceva despre responsabilitățile pe care le are un soț, în mod deosebit să-și iubească soția, și apoi despre riscurile pe care el trebuie să le depășească cu bine, riscul de a fi un om imatur și riscul de a fi dominat de poftă. Acum, scuzați-mă. Acum o să ne mutăm. O să ne mutăm să vorbim un pic și despre surori. Și aici o să subliniez responsabilitatea de a fi supusă soțului, de a-și respecta bărbatul. Și al doilea lucru, o să vorbesc puțin despre riscuri. Și la riscul o să amintesc riscul competiției cu bărbatul, concurenței și riscul goliciunii. Despre supunerea femeii, ăsta este un subiect așa de desumflat și privit așa cu suspiciune datorită modului greșit în care a fost folosit. Totuși, aspectul biblic, teologic, al raportului femeii cu soțul ei și atitudinea ei de respect, de supunere față de soț, este o chestiune biblică, este o chestiune teologică. Sigur că exprimă maturitatea ei și supunerea soției ca și iubirea supunerea soției față de soț, ca și iubirea soției de către soț, nu sunt lucruri între cei doi. Nu bărbatul i-a spus nevestei să-l respecte. Dumnezeu i-a spus soției să-și respecte bărbatul. Așa că atunci când o soție este sau nu este supusă, ea face lucrul acesta în raport cu Dumnezeu.
Soțul este doar persoana care primește respectul. Haideți să vorbim un pic despre lucrurile astea. Cele câteva pasaje din Biblie care vorbesc despre raportul dintre soț și soție, Efeseni, Coloseni, Petru, 1 Petru, spun câte ceva despre atitudinea de supunere, de respect a soției față de soțul ei. De pildă, întâlnim aici ceea ce Pavel spune în Efeseni, dar spune și în Coloseni, tot astfel nevestelor fiți și voi supuse bărbaților voștri. Observați, Biblia tratează lucrul acesta ca pe o realitate. Pur și simplu ca pe o realitate. Nu vorbește despre vrednicia soțului de a primi respectul soției lui, ci pur și simplu vorbește despre faptul că soția, printre rolurile pe care ea le are, printre responsabilitățile pe care ea le are, trebuie să-și asume și această atitudine de a-și onora bărbatul, de a-și respecta bărbatul, de a-i fi supusă bărbatului. Sigur, ne-ar trebui mult timp să intrăm în detalii și nici nu știu dacă am putea epuiza subiectul, mai ales că lucrurile se schimbă odată cu vremurile, dar, în general, când vorbim despre supunerea femeii, vorbim despre atitudinea ei de a-și respecta soțul. Această supunere este ciudat că o face influentă pe soție. Niciodată n-am fost suficient de mulțumit de felul în care am reușit să explic acest paradox. Biblia îi spune soției să fie supusă, dar supunerea ei îi dă trecere în fața soțului și o face influentă asupra soțului. Încă un lucru interesant, în capitolul 3 din Petru, unde am citit mai devreme, spuneam despre cele 7 versete și primele 6 sunt consacrate pentru soție și ultimul 7 pentru soț. Deja am vorbit despre soț. În primele 2 versete, Scriptura spune așa: dacă o soră are un bărbat necredincios și ea îi vorbește despre Domnul, dar el nu vrea să... nu dă atenție subiectului acestuia, ea să nu-i mai vorbească. Și să rămână doar stilul ei de viață care continuă să-i vorbească soțului. Care e ideea Bibliei? Până la urmă omul ăsta se va converti. Așa, felul în care vorbește Petru aici este ca și cum el știe că până la urmă bărbatul ăsta se va converti. Dar nu prin ce spune ea, ci prin cum va trăi ea. Stilul ei de viață îl va influența pe el. Acum, lăsați-mă să vă spun ceva personal care nu are legătură cu pasajul. Eu cred la momentul ăsta, deși nu tot ce cred eu este cel mai bun lucru pe care se poate crede, eu cred că lumea este condusă de bărbați. Asta cred eu, că lumea este condusă de bărbați. Dar tot eu cred că bărbații sunt conduși de femei. Când spun lucrul ăsta, e nevoie de o mică explicație. Ce înseamnă conduși de femei? Că trebuie să explic ce înseamnă. Când spun că sunt conduși de femei, mă refer la faptul că influența femeii asupra bărbatului e mai mare decât influența bărbatului asupra femeii. Evident că sunt bărbați și bărbați și sunt femei și femei. Și fiecare cuplu are specificul lui. Dar, în general, bărbatul iubește pacea și liniștea și de multe ori, de dragul păcii și a liniștii, acceptă lucruri care practic acceptă influența soției asupra lui. Uitați ce spune Scriptura aici. Când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere, adică caracterul ei nobil, eleganța ei, nu mă refer la eleganță vestimentară, mă refer la eleganța caracterului, la atitudine. O femeie care știe să vorbească face jumătate din lucrurile pe care le poate face. Femeile, în general, au câteva înclinații care le pun în situația să-și piardă încrederea oamenilor. Unul dintre ele este cicăleala, altul este bârfa, altul este o atitudine certăreață. Ei, când o femeie are defectele astea, ea dintr-o dată pierde jumătate din ce are.
Este important pentru o femeie să fie respectoasă. Este important să știe să vorbească puțin, să nu spună tot ce știe și nici tot ce ar, nu tot ce ar putea să spună. Priviți aici că ce n-a reușit să facă cu vorba, face cu felul în care trăiește. Îți câștigă respectul, îți câștigă admirația, îți câștigă bunăvoința prin atitudinea ei. Întotdeauna femeile sunt chemate să dea dovadă de această atitudine de eleganță a caracterului. Încă ceva ce mi se pare interesant. Sunt prioritățile. Acum mă gândesc să spun ce gândesc, să nu spun ce gândesc, că multe lucruri pot fi spuse sau nespuse. Haideți să încercăm. 1 Petru, capitolul 3, versetele 3 și 4, adică versetele care continuă după ceea ce am spus până acum. Podoaba voastră de afară să nu fie podoaba care constă în, să nu fie în ceea ce se vede. Foarte mulți predicatori încearcă să folosească podoaba de afară ca fiind interzisă. Dar Scriptura o folosește în comparație cu cea interioară și spune că aceea este superioară. Nu uitați că podoaba de afară include și hainele și părul. Dacă podoaba de afară ar fi nenecesară sau ar fi păcătoasă, înseamnă că elimină și hainele și părul. Nu mai gândiți-vă ce spunem, că nu poate fi adevărat lucrul acesta. Ce vrea să spună Scriptura aici este prioritatea pe care o femeie o acordă lucrurilor din interiorul ei, ca evlavie personală, cu lucrurile din exteriorul ei. Noi toți știm că femeia pune mai mult preț pe haine decât bărbații. Noi toți știm că femeile se feștesc și se aranjează mai mult sau mai puțin, în funcție de încredințări personale și așa mai departe. Dar în general, femeile, uitați-vă în Scriptură, uitați-vă în istoria care explică obiceiurile vremii. De pildă, când nu existau miresmele care există astăzi, industria, în sfârșit, îmi scapă cuvântul, se puneau petale de trandafir sau tot felul de plante în apă. Femeia întotdeauna a fost cu unsorile, cu culorile, cu parfumurile. Dar Petru ceea ce spune aici este următorul lucru. O femeie care pune lucrurile interioare în spatele lucrurilor exterioare este o femeie firească. Toate femeile se îmbracă cât se poate de frumos în funcție de posibilitățile pe care le au. Dar această frumusețe exterioară nu pune în evidență pocăința, nu pune în evidență principiile și nici pe Dumnezeu și nici împărăția. Ei, Petru spune următorul lucru. Lăsați-mă să iau Scriptura ca să folosesc. Mulțumesc. Să nu mai vorbesc eu general. 1 Petru, capitolul 3. Uneori noi predicăm din pasajele acestea și în râvna noastră pentru Dumnezeu, uitați ce vreau să spun, versetul 3. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în, 1, împletitura părului. Vă împletiți părul sau nu vă împletiți părul? Nu răspundeți, că scopul meu nu e să vă chestionez pe dumneavoastră. Purtarea de podoabe de aur. 3. Îmbrăcarea hainelor. Deci lucrurile astea sunt interzise sau nu sunt interzise? Nu răspundeți, repet, v-am sâcâit cu treaba asta. Uitați ce să fie acum. Să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieitoare a unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Sesizați ce face Petru? E adevărat că vorbește și despre lucruri din aur, dar vorbește despre două lucruri care nici în mediu foarte legalist nu sunt rele. Aranjarea părului și hainele cu care ne îmbrăcăm. Ce spune Petru, în concluzie, el pune în evidență comparația dintre lucrurile exterioare pe care o femeie le prețuiește foarte mult și lucrurile din interior. Și spune că lucrurile din interior trebuie să fie prioritare în viața unei femei. Când lucrurile interioare, adică caracterul, evlavia, principiile,
un duc blând și liniștit. Adică atitudinea duhovnicească, o atitudine spirituală, este accentuată și prioritară, nu-i rău că o femeie se îmbracă frumos, decent, îngrijit, cu gust și se respectă pe sine. Aceste priorități întotdeauna sunt prezente în viața unei femei. Am să închei gândul ăsta cu următoarea afirmație. Nu veți vedea niciodată o femeie care se împopoțonează ca un păun sau care crapă hainele pe ea ca să-i se vadă corpul, fundul și sânii, iertați-mă vă rog frumos, care să fie supusă bărbatului ei. Niciodată nu veți vedea. Femeile care sunt respectoase față de soții lor sunt femei echilibrate. Se îmbracă cu gust, dar nu indecent. Se îmbracă cu gust, dar nu indecent. Nu vulgar. Nu cu tentă erotică. Pentru că sexualitatea unei femei, hai să spun intimitatea, ca să sune mai decent, intimitatea unei femei îi aparține soțului ei. Intimitatea ei e pentru dormitor, nu este publică. Dumneavoastră știți că sunt mașini în comun, autobuzele, tramvaiele și trenul și avionul, și sunt mașini private, personale. Ei, o soție nu este bun comun. Este ca ceva privat, ca ceva personal. Ea aparține soțului ei și el îi aparține ei. Amândoi aparțin celuilalt. E o femeie care își respectă soțul. Niciodată nu va face din trupul ei ceva exterior pentru a bucura și a încânta poftele bărbaților din jur. O să ajungem puțin mai târziu la goliciune. Pentru că competiția cu bărbatul și goliciunea propriului trup sunt cele două mari riscuri care bântuie între femeile credincioase sau care sunt provocări pentru femeile credincioase. Sunt înarmat cu două telecomenzi ca cei mai mari businessmen. Încă un lucru pe care ar vrea să-l amintesc este din Coloseni, capitolul 3, versetul 18, care spune: nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum trebuie. Înseamnă că poți fi și supus cum nu trebuie. Biblia nu vorbește în plus. Ce cum se cuvine, dar cum se cuvine? Dumneavoastră ce părere aveți, fraților? Cum se cuvine soția să fie supusă? Nu uitați, că mi-e rușine să vă mai spun încă o dată, să nu ziceți nimic. Uitați cum cred eu că trebuie. Oficiul de soț nu depinde de inteligență și abilități, ci depinde de decizia divină. Ce vreau să spun? Când te uiți la soțul pe care îl ai, și ai tendința să spui, mă, eu am mai multă școală ca el. Mă, eu câștig mai mulți bani ca el. Mă, pe mine mă duce mai bine mintea decât pe el. Mă, eu am relații mai multe decât el. Eu știu engleză mai bine decât el. Sau pot să dau o mie de exemple. Atunci trebuie să afli că respectul pe care îl datorezi soțului nu depinde de aceste lucruri, ci depinde doar de decizia lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut cap în familie pe bărbat, fără să menționeze că pe bărbatul inteligent sau neinteligent, pe bărbatul înalt sau mărunt, pe bărbatul care e șef sau coadă. Nu, ci pur și simplu fiecare soț este suficient dacă e soț ca să se bucure de respectul soției lui. Atunci când spui, păi dar eu nu pot să te respect pentru că, îi dai lui dreptul să spună, nici eu nu te iubesc pentru că. Acum vă întreb, există vreo femeie la care să nu-i găsești un defect? Nu. Există vreun bărbat la care să nu-i găsești un defect? Nu. Lăsați-mă să vă fac un mic desen, că o să găsesc greu dacă încerc să găsesc aici. O să folosesc o bucată de hârtie și o să vă fac un mic desen. Am nevoie de un pix, că nu știu unde mi-e pixul. La tine era. Prin ce am spus, am cam mințit, că le-am dat de înțeles fraților că e pixul meu. Am uitat să le spun că e al tău. O să vă rog să vă uitați un pic la mine, pentru că vreau să fac un desen, îngăduiți-mi să mă dau un pic mai aproape, o să iau un caiet de la Cor. E interesantă treaba asta să o înțelegem ca și mecanism, ca și sistem. Uitați-vă, vă rog, aici. Fac așa un semicerc și o săgeată, care înseamnă că lucrurile merg așa. Și mai fac încă un semicerc, cu altă săgeată. Ei, acest semn vorbește despre un lucru ciclic. Ciclic. Acum, hai să presupunem că aici este vorba de bărbat și aici este vorba de femeie, soție și soț. Unul dintre ei
bărbatul poate să spună soția nu mai mă respectă sau soția poate să spună soțul nu mai mă iubește. Ce se întâmplă? Riscul atunci când tu nu-ți faci partea necondiționat. Soția trebuie necondiționat să-și respecte bărbatul, iar bărbatul trebuie necondiționat să-și iubească nevasta. Adică fără condiții. Pentru că dacă ar exista condiții, eu aș fi îndreptățit să nu mai iubesc, că am găsit motive care nu o califică pe soția mea. Dar când Dumnezeu mi-a spus mie să iubesc soția mea, nu mi-a dat clauze de de descărcare a responsabilității. Nu există nicio situație în care eu să pot spune sunt descărcat de responsabilitatea asta pentru că ea e gura livă, ea e... Nu, ci pur și simplu eu trebuie să o iubesc indiferent de situație. Atâta timp cât ea e soția mea, eu sunt obligat să o iubesc fără condiții. Fără condiții. În aceeași situație este și soția. Ea nu poate niciodată să se simtă liberă de responsabilitatea de a fi supusă, respectoasă față de soțul ei, spunând, e obraznic, e nepocăit, e fățarnic, îl vedeți voi așa la biserică, dar acasă nu e așa. S-ar putea să aibă dreptate. Dar asta, el nu devine soțul ei mai puțin pentru că este așa. Acum, de ce v-am desenat cercul acesta? Am desenat cercul acesta ca să încerc să transmit o idee. Uitați care e ideea care vreau să o transmit. Să presupunem că soțul nu își mai iubește soția cum se așteaptă ea. Știți ce va face ea? Ea va reacționa și nu-l va mai respecta pe el. Când el va vedea că ea nu-l mai respectă, el și mai mult nu va mai iubi, nu o să o mai iubească. Când ea va vedea că el mai mult nu o mai iubește, atunci mai mult nu-l va respecta. Ei vin la biserică, merg la fratele Cosmin și spun, frate păstor, noi avem o problemă de familie. Și îl întreabă, care e problema? Și soția, că de obicei soția reclamă, nu bărbatul, bărbatul e foarte private întotdeauna, că e orgolios. Și soția o să-i spună, ăsta nu mai mă iubește. Și fratele păstor îl întreabă pe el, e adevărat că nu mai iubește? Și el spune, da. Dar de ce? Și el zice, pentru că nu mă respectă. Și fratele păstor o întreabă, dar matale, nu-l mai respecti? Nu. Dar de ce, soră? Pentru că nu mă iubește. Deci, ea nu mai îl respectă că nu e iubită, iar el nu mai iubește că nu e respectat. Și atunci, imaginați-vă roata de la mașină. El nu iubește pentru că ea nu-l respectă și ea nu-l respectă pentru că el nu iubește. Fiecare are un argument în păcatul de omitere al celuilalt. Și începe o călătorie. El nu iubește pentru că ea nu merită și ea nu-l respectă pentru că el nu merită. Și pur și simplu începe un ciclu numit, eu îl numesc ciclu nebuniei. Și sunt foarte multe familii unde el nu iubește și ea nu-l respectă pentru că celălalt nu-l respectă și celălalt nu o iubește. Și asta se învârte și ei sunt nefericiți și fiecare dă vina pe celălalt. Eu vă întreb, care dintre ei nu are dreptate? Amândoi nu au dreptate. Întrebarea care urmează care este? Spuneți-o dumneavoastră acum. Cine oprește primul? Cine va fi primul care va iubi fără să fie respectat sau va respecta fără să fie iubită? Care va fi primul? Eu cred că va fi cel care e cel mai pocăit dintre cei doi. Cine va fi cel mai pocăit dintre cei doi va spune următorul lucru. Familia noastră merge rău, suntem nefericiți, ne certăm tot timpul, copiii deja ne-au văzut că nu ne înțelegem, știu și membrii familiei extinse că familia noastră este varză, iertați-mi expresia. Și atunci cine are o sămânță din Dumnezeu în inima lui va spune următorul lucru. Eu știu că dacă unul va începe să-și facă partea, roata se va opri. Și alege să iubească fără să se mai uite dacă e respectat sau nu. Sau alege să respecte fără să se mai uite dacă e iubită sau nu. În momentul în care să presupunem că soțul începe să o iubească în timp ce ea nu-l respectă, peste o vreme ea se va opri și va începe să-l respecte puțin câte puțin.
observați cât rău face să reacționezi tăindu-i porția de respect sau de iubire, pentru că deja el ți-a tăiat-o cu câteva zile sau cu câteva săptămâni înainte, observați cât de periculos este să iubești condiționat sau să respecti condiționat. Dacă numai unul nu-și face treaba, familia funcționează bine sub condiția ca celălalt să facă efortul oferind fără să primească. Cât de pocăit ar trebui să fie un bărbat pentru ca să iubească o soție care nu-l respectă? Ar trebui să fie pocăit. Ar trebui să fie pocăit. Adevărul este că nu e ușor. Nu e ușor deloc. Era să-mi scape și să vă spun că nu e ușor să o iubești nici când te respectă. De ce? Dumneavoastră știți că noi oameni am inventat, am validat un adevăr. Luna de miere și restul de marmeladă. Știți ce e marmelada? Un gem de clasa a doua. Sau de clasa a treia. De-aia așa care nu prea, o mănâncă numai săraci din Africa. De ce am zis noi o lună de miere? Puteți să-mi explicați. Adică o lună de miere și restul de ce? Dar de ce nu e o viață de miere? De fiere. A, nu-i de fiere. Doamne iartă-mă că nu-i de fiere. Ideea pe care vreau să o transmit este următoarea. Întotdeauna când noi nu ne facem partea, celălalt, nici el nu-și va mai face partea, că noi oamenii folosim principiul reacției. Dacă cineva îți dă o palmă, simți să-i o dai înapoi. Dacă nu, i-o dai și cu dobândă. Gândiți-vă cât de necesar este să ne iubim soțiile, chiar dacă ele nu se califică. Poate au ceva în comportamentul lor care ne enervează, ne umilește. Dar trebuie să acceptăm că nu avem nicio altă soluție decât să dăm calitate familiei noastre prin propria noastră investiție. Asta e o dovadă de responsabilitate, de demnitate și de maturitate. Fă-ți partea și încearcă să ții vaporul pe linia de plutire. Oricum, într-o parte se duce la fund. Măcar încearcă partea cealaltă să-l țină așa a plecat. Dacă și dumneata vei lăsa și cealaltă parte, atunci vaporul se va duce jos. E mai bine să se scufunde? Nu da gaură în barca în care te afli, că se duce cu tine cu tot la fund. Puneți în minte că trebuie să-ți iubești soția, indiferent de slăbiciunile ei. Și trebuie să-ți respecti soțul, indiferent de slăbiciunile lui. Iubirea soției nu e condiționată de nevoia soțului de a-și iubi soția nu e condiționată de reacția soției de a-și respecta soțul. Fiecare este independent, e o muncă independentă, el își face treaba lui înaintea lui Dumnezeu și ea își face treaba ei înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a poruncit mie să-mi iubesc nevastă. Nu e între mine și ea. Dumnezeu mi-a spus să fac asta. Dacă eu nu fac lucrul ăsta, e ca și cum mint, fur, curvesc, oricare alt păcat, pentru că eu încalc o poruncă a lui Dumnezeu. E adevărat că soția mea e beneficiarul, dar nu e între mine și ea, e între mine și Dumnezeu. Dacă nu ești un om pocăit și matur, nu o să pui problema așa și o să spui, păi e o toantă sau e un tâmpit. Iertați-mi exemplu, le-am dat la întâmplare. Vedeți cât de necesar, vedeți, mă țineți minte cum am început aseară. Fiecare bărbat va avea calitate ca soț și tată, câtă calitate are ca om, ca individ. Dacă el ca om nu-i serios, n-are cum să fie soț serios sau tată serios. O femeie va avea calitate ca mamă și ca soție, câtă calitate are ca ființă, ca femeie. De aceea trebuie să ne maturizăm, trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Pentru că noi ducem în familie urâtul din noi sau frumosul din noi. Ducem pe Dumnezeu din noi sau pe altcineva din noi. În sfârșit, să nu insist prea mult cu ideea asta. Mulțumesc frumos! Haideți să trecem la ultimul gând. Riscuri. Aici sunt două subiecte mai delicate. Al doilea e mai delicat decât primul. Primul e concurența sau competiția. Cu cine?
concurența sau competiția, cu cine intră în conflict? Probabil că întrebarea e pusă mai greu și nu vă dați seama ce am eu în minte. Mi-ar place să vă dați seama, dar nu știu cum să pun întrebarea mai bine. Dacă femeia concurează cu soțul ei, ea dintr-o dată intră în conflict cu propria ei atitudine de supunere. Ea trebuie să fie supusă, nu concurentă. Ea trebuie să se supună soțului, să-l respecte, nu să se bată cu el. Când femeia se bate, femeia nu mai e femeie, devine masculin. Masculul este luptătorul și bătăușul, nu femeia. Feminitatea este un vas la finuții, o floare, un parfum. Când o femeie începe să se lupte, devine bărbat. Femeia nu trebuie să se lupte. Concurența femeii nu este altceva decât validarea lipsei de respect față de soțul ei. Când o femeie intră în concurență, în competiție, se luptă cu soțul ei, ea atunci oficializează lipsa ei de supunere față de soțul ei. În loc să se supună lui, ea începe să se lupte cu el pentru supremație. Întotdeauna, iertați-mă, lupta este pentru supremație. Vă puteți da seama câtă pocăință există în cazul ăsta? O să vedeți o astfel de femeie că este extravagantă, este foarte invidioasă pe alte femei, nu o interesează de nimic sfânt, pentru că întotdeauna când un rău e permis într-un om, tot răul este prezent în omul acela. Nu poți fi sfânt într-o privință și destrăbălat în altă privință. Noi avem un singur cap, e ori curat, ori murdar. Dumnezeu a încredințat bărbatului oficiu de cap. Asta înseamnă patriarhat. Feminismul cu 100 de ani în urmă, încă nu e 100 de ani, a încredințat conducerea matriarhatului. Și este limpede astăzi că guvernul mondial pune presiune pe toate companiile și pe toate guvernele lumii, au o cotă parte, cum se spunea la CAP-ul în vremea tinereții mele, au obligația un anumit număr de pildă, e pentru prima oară în istorie când guvernatorii din Statele Unite în prezent la aceste alegeri au ajuns la 24%. Sunt 3 părți de bărbați și o parte de femei. Sunt obligați companiile și guvernele lumii să creeze locuri libere doar pentru femei, nu pot fi ocupate de bărbați. Eu înțeleg dacă poporul alege o femeie să fie acolo, dar tu să creezi locuri libere, în mod intenționat, să fie umplută de femei cum necum, asta mi se pare o politică murdară, o ideologie nesănătoasă. Dar ce mă interesează pe mine ce gen are omul care conduce? Pe mine mă interesează că e bărbat sau femeie, pe mine mă interesează competența, mă interesează chemarea, mă interesează rezultatele, nu dacă e bărbat sau femeie. De ce ținem neapărat să fie femeie acolo? Ce e creșă să fie mame prezente acolo? Competiția vine, în primul rând, din frica femeii că este depășită. Aceasta e tendința ei naturală. Uitați, am aici un citat al lui Oprah. Căsătoria însemnează prea mult pentru mine, pentru că înseamnă să ofer, să mă sacrific pentru o relație. Și eu nu sunt capabilă să fac treaba asta. Drept pentru care nu-mi trebuie relații pe termen lung. Am o nevoie, mă întâlnesc cu cineva într-o noapte și am terminat bâlciu. Dar eu nu vreau căsătorie pentru că implică efort, sacrificiu. Și eu nu vreau ca în viața mea să existe efort și sacrificiu. Așa gândește femeia asta. Iar ei, una dintre formatorii de opinii națională. În țara asta sunt foarte mulți oameni care o adoră. Ce poate să învețe de la persoana asta? Nu spun că această femeie nu are foarte multe calități. Eu vorbesc din punct de vedere de al căsătoriei. Nu contest eu profesionalismul doamnei. Feminismul nu trebuie folosit pentru a fugi de complexul de inferioritate, pentru a fugi de poruncile lui Dumnezeu și nu trebuie folosit nici pentru a fi egoist și a nu-ți respecta soțul.
Haideți să trecem la ultimul subiect. Ăsta este puțin mai greu și de spus și de auzit. Cu subiectul acesta vreau să pun în evidență faptul că o femeie credincioasă își va respecta corpul, își va respecta imaginea, își va respecta statutul, își va respecta soțul și îl va respecta pe Dumnezeu. O femeie evlavioasă nu se poate îmbrăca neevlavios. O femeie neevlavioasă nu o să se îmbrace niciodată evlavios, pentru că fiecare își alege haine cu care se identifică, în care se regăsește. Nu poate o femeie sfântă să-și expună corpul. Care e motivul pentru care o fată, o femeie să-și expună corpul? Un rabin avea o fetiță, o fată, care atunci când s-a făcut mare se îmbrăca foarte sumar. Și el s-a enervat într-o zi și a chemat-o și a spus: de ce te îmbraci așa? Și a spus: pentru că așa îmi place. Dar vrei să vinzi ceva? Nu. Și atunci de ce oferi? De ce faci publicitate? Pentru ce faci publicitate dacă n-ai nimic de oferit? Adică felul care tu te îmbraci îi face pe bărbat să vină și să spună și tu spui nu. Păi atunci de ce m-ai chemat? Felul în care ne îmbrăcăm cheamă. Felul în care ne îmbrăcăm are un mesaj, transmite un mesaj. Hei, ai puțin timp. Și când cineva vine, spune: ce cauți aici? Păi, m-ai întrebat dacă am puțin timp. Ce faci, te joci cu mine? Hainele transmit un mesaj. Haideți să vorbim puțin despre asta în câteva minute. Subiectul acesta este unul mai dur, însă vreau să vorbim despre el din punct de vedere biblic. Biblic și atât, numai din punct de vedere biblic. Și încep prin a spune faptul că în Geneza capitolul 3, versetul 7, Adam și Eva au păcătuit și atunci au dat seama că sunt goi. Și le-a fost rușine. Atunci când omului este rușine, el se pocăiește. Frica sau rușinea conduc la pocăință. Frica este negativă, rușinea este pozitivă, dar ambele duc la pocăință. Când omului nu mai este rușine, aproape că nu mai este nimic de făcut. Este o stare deplorabilă să nu-ți mai fie rușine, dar tu să fii de rușine. Este interesant amănuntul ăsta pe care vreau să vi-l transmit. Uitați-vă puțin pe screen. Aici. Biblia ne spune că le-a făcut Dumnezeu haine de piele, însă de data asta, limba originală în care a fost scris Vechiul Testament, cu câteva excepții, este ebraica, și în limba evreiască, cuvântul pentru haine de piele este ketoneh, care înseamnă haină lungă, înseamnă tunică, înseamnă robă. Acest cuvânt este consacrat pentru haine cu specific lung, cum este roba, cum este tunica, cum e mantaua militară și așa mai departe. Principiul numărul unu este următorul. Oamenii și-au făcut haine care să le acopere ce? Mai țineți minte ce și-au acoperit când și-au făcut haine? Și-au acoperit intimitatea. Adică zona intimă. Dumnezeu le-a făcut haine ca să-și acopere corpul, de sus până jos. De ce a făcut Dumnezeu treaba asta? Înseamnă ceva pentru noi? Ne vorbește despre principiile lui Dumnezeu? Suntem în acord cu Dumnezeu sau în dezacord cu Dumnezeu? Haideți să mergem un pic mai departe. Peste tot în Biblie, haina aceasta, ketoneh, a fost vestimentația oamenilor la bărbați și la femei. Care este rolul hainei? Puteți să-mi spuneți care este rolul hainelor? Vă gândiți la câteva roluri? Să încălzească, să acopere și încă ceva interesant, să deosebească. Uitați ce vreau să spun. Vreau să spun faptul că în Biblie anumite categorii de oameni aveau haine specifice lor. De pildă, haideți să citim Geneza capitolul 38, versetele 14 la 15.
Citiți, vă rog, textul de pe screen. Haideți să-l citim împreună. Era acolo o femeie care avea haine de văduvă. S-a dezbrăcat de hainele de văduvă și s-a îmbrăcat cu haine de prostituată. S-a așezat jos, a trecut un bărbat pe lângă ea și după haine a cunoscut-o că era prostituată. Haideți să vă mai arăt un verset din Biblie. Proverbe 7:10. Citiți-l, vă rog. Este un verset foarte dur. Permiteți-mi să vorbesc un pic despre el. Vă rog să-mi permiteți. Niciodată bărbații care sunt curvari nu-i cunoști că sunt curvari după îmbrăcăminte. Și acum suferiți-mă să spun următoarea afirmație. Întotdeauna femeile stricate se îmbracă în așa fel încât îți dai seama că e o femeie stricată. S-a îmbrăcat ca o curvă. Nicăieri în Scriptură nu există haine pentru curvari, dar există haine pentru femei fără caracter. Întotdeauna femeile care practică treaba asta, care trăiesc în felul ăsta, se îmbracă specific. Le vezi de departe că sunt de meserie. Dar nu există bărbați care să se îmbrace așa. Pe bărbați nu-i deosebești după îmbrăcăminte, dar pe femeile deosebești de pe îmbrăcăminte. În concluzie, există o îmbrăcăminte convențională pentru femeile care sunt stricate. Dar nu există o îmbrăcăminte convențională pentru bărbații stricați. Și acum pun întrebarea cheie. Ce motive ar avea o femeie credincioasă să se îmbrace cu haine convențional de femeie stricată? Puteți să-mi dați un singur răspuns? De ce și-ar permite ea să fie luată drept o femeie ușoară dacă ea e o femeie serioasă? Femeile serioase se îmbracă ca femeile serioase. În timp ce, priviți pe screen, pot să vă mai arăt cel puțin încă 2 sau 3 versete, care pun în evidență că femeile ușoare întotdeauna pot fi recunoscute. Nu uitați, lăsați-mă să fac o paranteză. Tot timpul le spun asta tinerilor, mai ales celor care au vârsta căsătoriei și nu s-au căsătorit. Fetele trebuie expuse. Băieții trebuie să aleagă. Întotdeauna băieții aleg, dar fetele se expun. Asta este metoda lui Dumnezeu. Știți cine a făcut-o pe Eva? Dumnezeu. Știți cum a văzut-o Adam pe Eva? I-a prezentat-o Dumnezeu. A luat-o de mână, s-a dus la Adam și a spus: Adam, da, Doamne, ia uite-te ce am adus aici, ce părere ai despre chestia asta? Ăsta s-a uitat, n-a văzut în viața lui așa ceva. Nu semăna cu nimic din tot ce era în grădină. Și a dat seama că inima dintr-o dată i-a spus: asta este. Și i-a spus lui Dumnezeu: Doamne, asta este. Și a luat-o. Asta este soarta femeilor. Asta este rolul femeilor. Asta este perspectiva femeilor. Femeile se prezintă. Ele își prezintă caracterul, își prezintă eleganța, își prezintă pocăința, își prezintă reputația, își prezintă hărnicia, își prezintă școala, realizările de până atunci, ele se prezintă. Iar bărbații stau cu binoclu, adică nu bărbații, băieții care urmează să se căsătorească. Și fiecare își alege după cum crede. Cum se prezintă o fată credincioasă care vrea să fie aleasă de un băiat credincios în perspectiva căsătoriei? Singurul lucru important, dacă te iei după îmbrăcămintea unora, n-are rost să te căsătorești cu fata aia, că altceva n-are decât chestia aia pe care e în stare să... De ce trebuie neapărat să se îmbrace cu o fustă și scurtă, și crăpată, și strâmtă, de mămir că rezistă până când se întoarce acasă? De ce? Care să fie scopul unei femei serioase să se îmbrace în felul ăsta? Ce gândește un bărbat când vede o femeie în biserică îmbrăcată în felul ăsta? Cam ce gândește? El gândește următorul lucru: asta nu este o fată serioasă. Asta a ieșit la pescuit. Care e mesajul hainelor ei? Este ispitit un bărbat de îmbrăcăminte? Asta e evident. Știți de câte ori
m-am uitat așa în timp ce o fată a ieșit să facă ceva în biserică? Pentru că dacă mă uit la ea, atunci am probleme cu mine. Haideți să citim un pasaj din Noul Testament. Vreau de asemenea ca femeile să se îmbrace într-o manieră cuvincioasă, cu rușine și cu sfială. Ce părere aveți dumneavoastră despre pasajul acesta? În 1 Petru capitolul 3, versetele 3 și 6, e exact ce am spus puțin mai devreme, este continuarea la locul unde am ajuns din Petru. Uitați-vă puțin pe screen. Astfel se împodobeau odinioară femeile sfinte care nădăjduiau în Dumnezeu și care erau supuse bărbaților lor. Observați raportul dintre îmbrăcăminte, nădejdea în Dumnezeu și supunerea față de soț? Sunt trei lucruri în acord, nu în dezacord. Haideți să vă citesc ceva ce am găsit scris într-o carte în care se vorbește despre Wesley. Ăsta a trăit în secolul XVIII. A ținut în 1786, în 1786, 30 decembrie, a ținut o predică despre haine. Nu numai predicatorii contemporane au apucăturile astea. Și John Wesley a avut aceeași apucături. Am să vă citesc care au fost punctele predicii lui. Hainele scumpe trezesc mândria și o fac să crească. Sunteți de acord cu afirmația lui Wesley? 2. Produc și cresc dorința de a fi apreciat și lăudat, onorat. 3. Produc lăcomie și pasiuni tulburătoare. 4. Generează și aprind pofta sexuală. 5. Demonstrează administrarea irresponsabilă a veniturilor. În loc să îmbraci pe un sărac împreună cu tine, îți iei o haină la preț de 2 sau de 3. John Wesley a intrat în istorie ca unul dintre cei mai buni oameni ai lui Dumnezeu, un predicator prolific, un om al lui Dumnezeu. Uitați ce a gândit el cu 200 de ani în urmă despre chestiunea asta. Haideți să mai revin la un verset pe care vi l-am spus. Încercați să-l citiți acum de pe screen, vă rog frumos. Oricine se uite la o femeie ca să o poftească, a și prea curvi cu ea în inima lui. Credeți că atunci când un bărbat se uită, este diferență între calitatea duhovnicească a hainelor sau între decența sau indecența hainelor sau nu este? Evident că este. Sigur că dacă trece o doamnă sau o domnișoară cu o fustă până aici, este una, și dacă trece o femeie îmbrăcată obișnuit, aproape că nici nu iese în evidență. Haideți să ne uităm un pic aici. David se plimba pe acoperișul casei și a văzut acolo o femeie care se scălda și era frumoasă la chip. Eu vreau să vă întreb, ce a căutat Batșeba să se scalde în Iordan, exact în dreptul la casa împăratului? Dumneavoastră, ce părere aveți? Ăsta nu era un lac acolo, așa rotund, lângă casa împăratului. Ăsta era un râu care venea de sus, din lacul Genezaret, din Marea Galilei, și se ducea până în Marea Moartă. Din tot lacul ăsta, din tot râul ăsta cât era de mare, ea s-a dus să se scalde lângă palatul lui David. Nu vreau neapărat să se constituie într-o acuzație ce spun eu, dar oricum mi se pare foarte suspicios. Poate că biata n-a fost de nicio vină și când o ajunge în împărăție o să-mi zică treaba asta. Haideți să ne uităm un pic la un alt pasaj. Oricine va face să păcătuiască pe unul dintre acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să-i atârne de gât o piatră de moară și să fie aruncat în mare, ca să fie sigur că nu poate înnota cu ea.
vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-l și leapă de-l de la tine. Asta este o figură de stil numită hiperbolă. Domnul nu ne îndeamnă să ne tăiem mâna sau piciorul, dar întotdeauna hiperbola e o figură de stil care vorbește despre ceva disperat, adică exagerează în mod intenționat ca să pună în evidență ceva urgent, ceva disperat. Gândiți-vă că această afirmație pe care o face Domnul, în mod obligatoriu, ne pune în situația să acceptăm că este un lucru important la mijloc. O să mai citim un verset care mi se pare puternic. Încercați să-l citiți, vă rog frumos, și după aceea îl comentăm puțin. Știți despre cine este vorba aici? Preoți. Noi spunem că bărbații poartă pantaloni și femeile nu poartă pantaloni. Dumneavoastră știți că nimeni n-a purtat pantaloni, nici femeile, nici bărbații. Toți se îmbrăcau cu rochii, cu fuste, sau mai bine zis cu o cămașă, iar pe deasupra o cămașă mai grasă, ce vă spuneam puțin mai devreme, chetonec. Primii bărbați care au purtat pantaloni au fost preoții și se numeau izmene. Uitați și de ce. A avut un motiv spiritual, nu erotic. Să nu te sui la altar pe trepte, pentru că în timp ce tu urci de jos, ți se vede goliciunea pe sub haină. Ia-ți izmene pe dedesubt. Știți cine spune asta? Dumnezeu. Eu am consiliat cândva o persoană care era homosexual. Și mi-a spus un lucru care pur și simplu m-a devastat. Mi-a spus că lui e rușine să-și facă shower pentru că se dezbracă de haină și îl vede Dumnezeu. Și e rușine de Dumnezeu. Și mă uitam la el, m-am ciupit să fiu sigur că nu dorm, nu visez, e normal. Deci ăsta trăia în păcatul în care trăia și el nu-și făcea shower, că se dezbrăca și Dumnezeu îl vedea și era rușine de Dumnezeu. Am încercat să apuc de undeva problema asta și n-am. Parcă era rotundă ca o minge care îți scăpa din mână. Ce conflict de idei, ce paradox, ce ciudățenie. Este încă un pasaj care vine în completarea la ceea ce spuneam puțin mai devreme. Citiți numai unde este cu roșu. Am făcut pasajul ăla intenționat cu roșu, pentru ca să nu vă obosiți cu citirea la tot pasajul. Fă-le izmene de in ca să-și acopere goliciunea. Și acum spune și de unde până unde. De la brâu până la glezne. Nu până la genunchi, nu deasupra genunchiului. Să poarte izmene de la brâu până la glezne. Îmi imaginez eu până la ouă piciorului. Ce părere aveți despre această poruncă a lui Dumnezeu? Ce ziceți? Dacă Dumnezeu s-ar referi la ce se întâmplă astăzi, nu vorbesc despre o adunare anume, vorbim de generația 2022. Eu am văzut nunți de fete pocăite care erau mai firești decât nunțile din lume. Destul de mai firești, nu puțin, mult mai firești decât nunțile din lume. Cum vă explicați treaba asta? Probabil că are o mamă și un tată credincios? Probabil că pastorul a fost acolo să oficieze? Ce se întâmplă? Să mai dau un text, probabil că va fi ultimul sau cel mult penultimul. Uitați-vă un pic la textul ăsta, e un pasaj pe care îl citim, el se citește la evanghelizări. Când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un îndrăcit. El avea două caracteristici, era gol și locuia în cimitir, n-avea haine deloc. Domnul s-a rugat pentru el, s-a vindecat și se întâmplă două lucruri pe care le schimbă instantaneu.
ședea la picioarele lui Iisus și era îmbrăcat. În loc de cimitir, s-a așezat la picioarele lui Iisus și din gol pușcă, să mă iertați de expresie, s-a îmbrăcat ca toți oamenii de sus până jos. Ce părere aveți despre chestiunea aceasta? Observați cum se poartă un nebun? Și observați cum se poartă un om vindecat, eliberat? Noi avem impresia că în inima noastră putem fi credincioși și de restul Dumnezeu să aibă milă de noi. Ascultați-mă, oamenii lui Dumnezeu. Uniți credința cu fapta. Credința noastră trebuie să se reflecte în tot ce facem noi. Credința noastră e prezentă în cuvintele noastre. Credința noastră e prezentă în prioritățile noastre. Credința noastră e prezentă în felul în care ne îmbrăcăm, în felul în care muncim, în felul în care ne raportăm la femei, la bărbați, la familie. Credința noastră e prezentă peste tot. Haideți să vă spun un argument. Noi suntem mântuiți prin credință, dar știți după ce vom fi judecați? După fapte. Puteți să pricepeți ideea, puteți să măcinați mecanismul ăsta? Noi suntem mântuiți prin credință, dar nu suntem judecați după credința pe care o avem, ci după faptele pe care le avem. Dar faptele sunt produsul credinței. Să mai spun un argument. Apocalipsa, capitolul 3. Dumnezeu face câteva mențiuni lăudabile la adresa bisericii. Ești așa, ești așa, ești așa, aleluia, bravo ție. Și la un moment dat pune punct și continuă. Dar am ceva împotriva ta. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Punct. Întoarce-te la... La ce trebuia să se întoarcă dacă și-a părăsit dragostea din tâi? Trebuia să se întoarcă la ce a părăsit. Adică la dragostea din tâi. Știți ce spune Domnul? Întoarce-te la faptele din tâi. Spuneam mai devreme că atunci când Biblia spune iubește-ți nevasta, spune manifestă iubirea față de nevastă. Fă fapte iubitoare față de nevastă. Adică ai grijă de ea, e o faptă iubitoare. Poartă-te cu înțelepciune, e o faptă iubitoare. Ai grijă de ea că e un vas mai slab, e o faptă iubitoare. Sentimentul din inimă să-l păstrezi liniștit. Dragii mei, reducem credința noastră în Dumnezeu la o simplă idee din capul nostru. În timp ce ne împopoțonăm, ne purtăm, vorbim, trăim, facem business ca oamenii din lume. Ascultați-mă, asta nu-i credință. Asta nu-i pocăință, oameni scumpi. Dacă umblăm cu Dumnezeu, lucrul acesta să se vadă de la șireturile de la pantofi până la moțul de la basc, la ciubucul ăla. Nu, scopul meu nu este să fiu fundamentalist sau restrictiv. Scopul meu este să vă spun cum gândește Dumnezeu, ce a spus Dumnezeu în cartea pe care noi o considerăm cartea noastră de căpătâi. E fundamentul credinței noastre. Noi nu ne putem permite să avem o Biblie personală. Biblia există deja. Canonul biblic s-a încheiat cu mii de ani în urmă. Mă apropii de încheiere. Timotei 2:9. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate într-un anumit fel. Poftim. Poftim cu ce este asociată rugăciunea? Cu un anumit fel de a fi îmbrăcată. Și cum? Îmbrăcată în chip cuvincios, cu rușine și cu sfială. Ce înseamnă cuvincios? Înseamnă modest. Ce înseamnă cu rușine? Înseamnă decent. Și ce înseamnă cu sfială? Înseamnă echilibrat. Știți ce spune Pavel? Femeile care se roagă se vor îmbrăca modest, decent și echilibrat. Este asta împotriva feminității? Nu. Dar împotriva feminismului. Masiv. Bineînțeles. Cuvântul cuvincios derivă de la ordinea mondială din cosmos. E ca și cum cosmosul lui Dumnezeu s-a dezorganizat. Nu mai răsare soarele de acolo, răsare de dincolo, noaptea ține numai până la 12 și la urmă se face zi. Asta vrea să spună, o dezordine totală. Nu mai merg lucrurile după rânduială. Asta înseamnă cuvântul, e cuvântul cosmios din limba greacă.
Am câteva definiții aici pe care mă uitam, pe care să vi le spun, dar închei spunându-vă despre una dintre istoriile care îmi plac foarte mult din Biblie, deși este o istorie cu caracter negativ, îmi place prin efectul ei asupra mea. Îl spun deseori la conferințele de familie, uneori îl spun chiar în predici. Cu siguranță dumneavoastră știți despre ce este vorba, dar aș vrea să menționez despre istoria lui Iacov. Iacov este probabil un flegmatic care se descurcă foarte bine. El se căsătorește cu o fată frumoasă, socrul lui, care e un om mai hoț decât el, îl înșeală și o dă pe sora ei, pe Lea, care nu era o fată frumoasă. Și în capitolul 29 din Geneza se vorbește despre istoria lui Lea. El a vrut să se căsătorească cu Rahela și a muncit 7 ani pentru ea. În noaptea nunții, probabil au băut alcool, a fost întuneric, așa cum putea să fie într-un cort din vremea aia. Ăsta a împins-o în cort, pe fata mai mare, pe Lea, care nu era la fel de frumoasă ca sora ei. S-a consumat noaptea nunții. Dimineața, când s-a uitat Iacov, lângă el era altă femeie. Imaginați-vă ce i-o fi zis. Eu n-am de unde să știu, dar mă gândesc că i-o fi zis ceva. Imaginați-vă cum s-a simțit ea. Imaginați-vă ce o fi zis Rahela. Imaginați-vă ce s-a întâmplat în casa aia, în ziua aia și în zilele care au urmat. Ce scandal, ce rușine, câte întrebări fără răspuns. Însă Dumnezeu se implică în fenomenul ăsta. Închei cu gândul ăsta punând împreună două pasaje, unul din Maleahi și unul din Geneza, capitolul 29, așa cum menționam. Pentru că vreau să subliniez faptul că coabitarea noastră ca soț și soție, dacă nu este făcută după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu este nemulțumit, se implică și pedepsește. Îmi ia maxim 3-4 minute și apoi ne rugăm și ne despărțim. Sau ajungem în faza de întrebări. Domnul a văzut că Lea nu era iubită. Nu vi se pare ciudat că la o femeie așa de simplă, pe care nu o bagă nimeni în seamă și e folosită pentru interesele de business ale lui taică-so, Dumnezeu se oprește, își face timp și se uită la ea. De ce? Pentru că nu era iubită. Dumnezeu a suferit pentru că femeia asta nu era iubită. Dacă n-ar fi fost căsătorită, nu era nicio problemă. Dar ea și-a dat viața unui bărbat și acesta nu iubea. Și atunci Dumnezeu s-a supărat. Îți spune ceva treaba asta? Haideți să vă citesc ceva. Voi mă întrebați pentru ce te superi? Mă supăr pentru că am fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum tu nu-i mai ești credincios, măcar că ea îți este tovarășă și nevastă cu care ai încheiat un legământ. Observați că Dumnezeu este martor? Este martor când ne certăm? Este martor când suntem infideli? Este martor când... Este martor pur și simplu, este un martor permanent. Uitați ce se întâmplă revenind la femeia asta. Domnul a văzut că Lea nu era iubită și a făcut-o să aibă copii, iar pe frumoasa de Rahela a făcut-o sterilă, stearpă și n-avea copii. Lea a rămas însărcinată, a născut un fiu la care i-a pus numele, vedeți fiu, Iacov. Uite ce băiețel ți-am făcut. Ăsta va ajunge un viteaz, ăsta te va proteja la bătrânețe, ăsta va avea suliță și sabie, ăsta va fi viteaz lângă tine. Dar Iacov n-a fost deloc încântat. Ea săraca a sperat că o va iubi pentru băiatul ăsta.
Dar el n-a iubit-o deloc mai mult. Uitați ce se întâmplă. A rămas iarăși însărcinată, a născut din nou un băiat și a zis, de data asta, Domnul a văzut că nu eram iubită și mai mi-a dat încă un fiu ca să-l înduplece pe bărbatul meu să mă iubească. Pentru că lui Dumnezeu îi pasă de mine. Dumnezeu face acțiuni prin care protejează, apără, milește pe cineva care e nedreptățit, bătut, trântit la pământ, jignit, ofensat. Nimeni nu are dreptul să fure bucuria unui alt om, să-i fure liniștea și pacea, să-i fure dreptul de a trăi bucurându-se de zilele pe care le-a dat Dumnezeu. Nimeni, orice act de mișelie pe care îl face în sub cerul lui Dumnezeu, într-o zi va fi pedepsit, pentru că Dumnezeu ia apărarea. I-a luat apărarea la această anonimă, la o fată care nu era frumoasă. Era o fată mai mare decât sora ei și nu s-a căsătorit nimeni cu ea, că nu excela în frumusețe. Și Dumnezeu s-a uitat, era să-i zic la urâta asta, și a luat apărarea și i-a dat doi băieți. Și ea a sperat că o va iubi bărbatul său pentru doi băieți. Și ăsta n-a schimbat nimic. A rămas din nou însărcinată, a născut un alt fiu și i-a zis, de data asta bărbatul meu se va lipi de mine. Știți cum i-a pus numele? Alipire. Și știți ce s-a întâmplat? Bărbatul nu a băgat-o în seamă. Istoria se încheie, a rămas iarăși însărcinat. Patru șanse i-a dat Dumnezeu la obraznicul ăsta. Patru șanse i-a dat. Și nu le-a folosit pe niciuna. Patru băieți prin care a încercat să-i atragă atenția și să-i atragă dragostea pentru această femeie care a ajuns întâmplător să-i fie soție. Adevărul e că nici el n-a ales-o. Uitați ce spune ea. Când i-a pus numele, a zis așa, de data asta voi lăuda pe Domn. Nu mai am nicio speranță ca băiatul ăsta să atragă dragostea lui Iacov. Știu că nu se va întâmpla niciodată. De aceea mă mulțumesc doar cu dragostea lui Dumnezeu, cu atenția lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu faptul că El se gândește la mine. Trăim într-o vreme în care divorțul este așa, din orice motiv. Uitați-vă la această femeie cât a răbdat, peste câte ofense, jigniri și suferință a trecut și în final își renoiește angajamentul ca să continue să rămână în relația asta, mulțumindu-se cu mânghierea care vine de la Dumnezeu, pentru că bărbatul ei n-avea nicio mânghiere pentru ea. Ce fel de femeie a fost asta? Unde sunt femeile acestea astăzi? Cum ar arăta istoria generației noastre dacă ar fi plină de bărbați și femei ca această femeie? În încheiere aș vrea să vă spun următorul lucru. Tot spun în încheiere, încheiere, încheiere. Mă aud și eu când spun. Cum s-ar purta Dumnezeu față de mine și cum aș pleca eu dincolo în lumea veșnică dacă soția mea s-ar simți ca femeia asta? Dacă cel puțin uneori s-ar simți singură, nebăgată în seamă, am luat-o de la taică-sa și de la maică-sa când avea aproape 16 ani și i-am promis că o să o fac fericită. A fost așa de naivă încât a crezut. Și toată fericirea la care ea spera a fost în mâna mea. Dacă aș fi vrut să o fac nefericită, aș fi putut să fac lucrul ăsta. Sigur că m-aș fi făcut și pe mine. Dar vreau doar să spun că o fată se căsătorește cu un băiat crezând că el vorbește serios. Însă dumneavoastră știți că sunt o grămadă de băieți care nu vorbesc serios. Lor le trebuie sex, nu căsătorie. Și multe fete sunt așa de ignorante încât nu știu asta. Sau le ia hormonii, nu știu ce le ia, că pur și simplu se căsătoresc și după aceea ajung unde ajung. Pun câteva întrebări personale. Cum se simte soția pe care o ai? Cât de fericită este? În ce măsură sindromul acestei femei este o parte din viața la soția unuia dintre noi? În ce măsură suntem ca Iacov, încât nimic nu poate să-l înduplece, să acordă mai multă iubire? Era mare, era tare, era bogat, era deștept,
Frații mei, surorile mele, cred că singurul motiv pentru care suntem aici este că avem interes pentru propria noastră familie și vrem să fim siguri că luăm tot ce putem din ce se întâmplă pentru ca să facem din familia noastră o familie care are mai multă calitate, mai mult Dumnezeu prezent, mai multă siguranță a mântuirii și mai multă fericire, pentru că la asta am sperat când ne-am căsătorit și soțul și soția. Eu știu că nu pot controla soția în niciun fel. Eu nu pot să decid ca ea să devină mai atentă față de mine în niciun fel. Pentru că ea face doar ce vrea. Dacă ea vrea să facă lucrul ăsta, îl va face. Dacă ea nu vrea să facă lucrul ăsta, nu-l va face. După cum ea nu mă poate constrânge pe mine să fac absolut nimic pentru ea, uitați-vă că Lea n-a putut să-l constrângă. Întreb, ce decizie iau eu pentru soția mea, pentru fericirea ei? Cine știe cât mai are de trăit? În ultimii 10 ani e foarte bolnavă, a avut cancer cu 10 ani în urmă și de atunci are o grămadă de probleme de sănătate. Probabil că va mai trăi 20-30 de ani, are numai 55 de ani, Dumnezeu știe cât va trăi. Însă foarte probabil că există și riscul să nu mai trăiască. Asta este un risc pe care ne-l asumăm noi toți. Suntem împreună de 39 de ani. Am fost un copil, un băiat foarte sărac. N-am avut ce să-i ofer cea mai mare parte din viața noastră. Sigur, lucrurile s-au schimbat între timp. Dar dincolo de orice lucru pe care îl pot oferi, cât de fericită e femeia asta care stă lângă mine? Stau în fața la oameni și le spun cum să-și iubească soțiile sau să-și respecte soții. Care e adevărul cu mine? Ce se întâmplă? Ce fac eu diseară când mă duc acasă? Cât de fericită, cât de satisfăcută, cât de onorată, cât de cinstită se simte femeia asta în prezența mea? Una singură am, o singură nevastă. Mi-a spălat cămășile de mii și milioane de ori. În toți anii ăștia de când suntem împreună am călătorit foarte mult, de obicei împreună, uneori și singur. În toată viața mea nu m-am dus niciodată acasă, indiferent la ce oră am ajuns, ca să o găsesc dormind, niciodată în 39 de ani. Niciodată n-a dormit când m-am întors acasă și m-am întors la tot felul de ore. Ce ar trebui să mai fac această femeie ca să câștige toată dragostea mea, toată atenția mea, tot interesul meu, toată preocuparea mea, toată pasiunea mea? Ce ar trebui să mai facă? Conferința asta este frumoasă pentru mine în mod deosebit că mă predispune să intru în această atmosferă și să mă pot cerceta în maniera asta vecin cu excelența. Nu mă interesează că ne înțelegem. Nu mă interesează că avem o viață normală. Pe mine mă interesează un singur lucru. Dacă am ajuns să excelez ca soț. Dacă am ajuns aici, voi pleca liniștit când îmi va veni vremea. Pentru dumneavoastră mi-este ușor să vă respect, că înseamnă egal cu zero aproape. Ce mă costă să cinstesc și să respect familia Peter? Că am venit ieri și plec astăzi. Am zâmbit de două ori și au trecut 24 de ore. Dar cu soția mea suntem ziua și noaptea și am trecut prin multe crize împreună. În ce măsură am respectat femeia asta? Dumnezeu a fost martor întotdeauna. Și într-o zi, știți că viața ne pune în fața responsabilităților, dar moartea ne pune în fața judecății. Acolo nu vor mai fi responsabilități, s-a terminat, numai aici le avem. Aici avem o grămadă de responsabilități, acolo va fi doar judecata. Va fi un cântar, zic și eu, pe care mă voi urca și Dumnezeu mă va cântări. Este extraordinar că astăzi mai pot schimba ceva. Pentru asta este nevoie de o conferință în care două zile să intrăm profund în această experiență a soțului și a soției, în acest secret care se află în dormitorul nostru între noi și nevasta sau bărbatul nostru. Aș vrea să vă rog oamenii lui Dumnezeu să vă propuneți înainte să ne despărțim să facem o rugăciune în care cel puțin un lucru să vă doriți să-l schimbați, un lucru care îl ofensează pe tovarășul de viață. Mi-aduc aminte de Carmen că de-a lungul celor 39 de ani de căsătorie o grămadă de lucruri m-a rugat să le schimb. Pe unele le-am schimbat, pe altele
așa și așa, cât timp mai am ca să continui să schimb lucrurile? Într-o zi voi ajunge în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să mă folosească pe mine pentru să o răsfăț pe ea. Nu asta vreau să spun. Dumnezeu îmi cere mie, pentru că m-am căsătorit, să-mi iubesc nevasta la nivelul la care El m-a iubit pe mine. Eu am fost un copil orfan, fără părinți. N-am avut nicio șansă. Am intrat în viața asta cu stângul. Toți copiii mă ocoleau pentru că părinții lor nu-i lăsau să devină prietenii mei. Eu eram un băiat rău pentru simplu fapt că nu aveam părinți. Cu 60 de ani în urmă, în satul unde eu m-am născut, era o crimă să divorțez, iar eu am purtat rușinea asta. Astăzi sunt un om binecuvântat și Dumnezeu se așteaptă ca să dau la nivelul la care am primit. Care e adevărul? Dacă punem problema așa, s-a meritat să fim la conferința asta, dar dacă am venit numai să ascultăm trei idei diferite sau noi, atunci ne-am pierdut timpul. Aș vrea să vă rog să vă gândiți în maniera asta la propria viață de familie. Sunteți mai tineri decât mine, cei mai mulți de aici. Aveți mai mult viitor în față dacă nu se întoarce Domnul și vă puteți bucura fără ca să mai treceți prin dureri, prin suferință și rușine. Hotărâți-vă astăzi să excelați, nu să supraviețuiți. Hotărâți-vă astăzi să vă faceți partea, ci să lăsați partenerul în pace, că felul în care este problema lui și a lui Dumnezeu. Eu mă pot controla doar pe mine. Eu mă pot controla doar pe mine. Și pentru că mă pot controla doar pe mine, aleg să fac anumite lucruri care reflectă responsabilitatea mea de soț înaintea lui Dumnezeu. Nu știu, simt să nu mă opresc încercând cu inima mea de om să vă înduplec, să vă rog, să vă constrâng, dar nu pot cu nimic, să vă smuciți din obișnuit și să înțelegeți că o singură dată trăim căsătoriți, în veșnicie nu vor fi neveste și bărbați. Numai aici suntem așa și asta este un examen de loialitate față de un tovarăș căruia i-a înjurat credință. Ridicați-vă și încercați să fiți niște oameni care vă țineți de cuvânt. Oferiți mireazmă mai ascunsă în sufletele noastre și fiți niște soți excelenți și niște soții excelente. La asta ne-a chemat Dumnezeu, nu doar să avem o casă împreună și să ne cumpărăm 2-3 mașini. Dacă nu putem să facem asta, ce am făcut cu viața noastră? Și animalele fac copii. Sau pui. Aș vrea să avem un moment de rugăciune și dacă va exista o sesiune de întrebări, atunci o să o facem după rugăciunea aceasta. Însă eu simt că acum e un moment potrivit să stăm în fața lui Dumnezeu și încercați și dumneavoastră ca și mine să vă întrebați, Doamne, ce notă îmi pui Tu mie ca soț? După principiile Tale, după investiția Ta, după așteptările Tale, cum mă vezi Tu pe mine, Doamne? Ce notă îmi pui Tu mie astăzi? Și apoi întrebați-vă, care este lucrul pe care vă hotărâți să-l schimbați la conferința asta? Unul singur, ca să fie posibil. Să fie un cadou pentru tovarășul de viață. Dar trebuie să vă angajați, că dacă nu vă angajați, atunci vă scapă, vă alunecă printre degete. Gândiți-vă la un lucru pe care să-l dăruiți tovarășului de viață, ca pe un lucru pe care vi l-a cerut de multe ori în ultimul timp. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să stăm înaintea Domnului. Haideți să ne rugăm împreună. Știți bine că Dumnezeu este aici. El se uită la noi, El ne ascultă, El ne iubește. El așteaptă de mult rugăciunea asta. Haideți să ne rugăm oamenii lui Dumnezeu.